Nu, nu plecăm de mâine de problemă foarte repede. Mai am încă ceva de comentat aici. Dar vreau pe tine să povestești acum tot ce am zis eu. Povestește tu. Cum am gândit noi ca să priceapă să le explice, le explicăm și celorlalți? Te rog. Desenul, da? Probleme. Mai tare un pic. Deci? Am făcut desenul. Adică cum am început? Păi am început cu copiii, adică cerculețele. Dar nu știu să pun de la început câte cerculețe sunt deodată. Am făcut câteva cerculețe. Câteva cerculețe, da? Da, numai. Și am adăugat 3 bomboane. Și am pus 3 bomboane? Bun. În fiecare. Apoi, am mai adăugat... Dar stai că ne-am mai rămas. Ne-au rămas. Asta e, să spunem problema până la capăt. Vă spus, după repartiția câte 3, ce se întâmplă? În fiecare, rămân 4 în cutie. Rămân 4. Păi e important asta, rămân cele 4. Da, da, rămân cele 4. Da. Bun. Mai departe. Și dacă ar lua 4. Câte 4? Câte 4. 2 copii ar rămâne fără bomboane și unul ar rămâne cu doar cu 2. Excelent. Și atunci am pus cât o bomboană la fiecare copil care... Ei aveau deja 3 și mai... adăugam una. Da. Și apoi am mai adăugat, am mai făcut un copil și am mai adăugat una de la acela care a rămas cu 2. Pentru că el avea 3 și a rămas cu 2 care a rămas. Da. Deci am mai adăugat. Câte am adăugat? La câți copii? Care e numărul celor care vor avea acum 4 bomboane după ce am raționat așa? O zici cu emoții. Dacă să nu te aude nimeni, nu? Spune cu voce, spune de ce, cu forță, cu convingere. 11. De ce? De ce 11? De ce nu 12? De ce nu 7? De ce sunt 12? Ale 7, rog? Sunt 7 pentru că le-am luat de la ceilalți copii și le-am împărțit la fiecare. Deci 6 odată și cu una 7. Da, deci mai erau înainte? Și mai erau înainte cât era? 4 de la 4. 11 și ne-a dat 11. Da, da? Pentru că erau acele 4 și ai luat 7, 3 odată de aici, 3 odată de aici și una de aici. Da. Să văd că sunt 7 verzi și 4 de celelalte care erau de la cutie sunt 11. Practic am ocupat pe toți cei 11 copii cu 4 bomboane. Da. Așa că 11 ori 4, 44 de bomboane și cum ăla de aici avea doar 2, da. 44, 2, 46. Iar cât privește numărul copiilor, știm sigur că sunt 11 cu câte 4, 2 care n-au niciuna, deci 11 și cu 4, 11 și cu 2, 13 și cu 14. Asta a fost raționamentul. Mă spune o dată, hai convinge-mă așa, spune, dar nu înțelegeți, așa spune. Nu înțelegeți, zicea, cum e chestia asta, uitați cum e, așa, 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 hai. Da, 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 da. Am făcut desenul pe datele problemei. Da. Am făcut câțiva copii. Da. Și am pus câte 3 bomboane la fiecare copil. Apoi am mai... spune că au mai rămas 4 în cutie. Esențial! Au rămas 4... în cutie dacă eu am luat câte 3. Da. Apoi nu mai spune că dacă eu am luat câte 4 fiecare, 2 ar rămâne fără bomboane și unul ar rămâne cu 2 bomboane. Și noi am mai adăugat câte o bomboană la fiecare copil de la cei care nu mai aveau bomboane și de la acela care trebuia să aibă 3 și dar ar 2. Și ne-a dat 11 copii. Care au fost ocupați cu câte 4? Bomboane. Bomboane. 11 copii ocupați cu câte 4 bomboane. Iar 2 sunt fără nicio bomboană și unul cu 2, deci putem ști foarte bine care e numărul total de bomboane, 11 ori 4 și plus
2, 44 plus 2, 46, iar numărul copii este, numărul copilor este 14, da? Bun. Haideți să facem calculul acesta. Redactăm cum am gândit, da? Și îndată o să ne ducem și la ceea ce vrei tu, cu X și cu Y și să vedem ce facem de plan. Zicem așa. Cum spunem, te rog, Daria? Rezolvare, da? Rezolvare. Ce comunică profesorul care corectează? Este important acum. După ce am figurat chestia asta, tot. Atenție, dacă eu aș fi avut problema asta la lucrare, așa făceam. Figuram toată chestia asta, povesteam ce am spus, exact, și mă redactez. Deci povestesc așa, domnule, așa, am făcut ce, așa, nu știu ce. E poveste care trebuie explicat clar, ca să înțeleagă profesorul. Să facem 4 ori 3, adică cele 3 bombane care le-a luat fiecare copil și cele 4 care au rămas. Și ai zis 4 ori 3? Da. Care e logica? De ce-s 4 ori 3? Pentru că ne spune problema că i-au dat câte 3 bombane și au mai rămas 4. Au rămas 4, da? Au rămas 4. Bun. Da. Și de ce zici 4 ori 3? Păi... 4 ori 3, care e logica? Păi eu scriu 4 ori 3. Dar ce reprezintă 4 ori 3? Este o mulțire între 4 și 3. Dar nu-i logică aici. Nu se leagă deloc 4 ori 3. Nu văd logica. Eu cred că așa ar trebui să spună. Să adune pe 4. Asta ar fi prima operație. 4 acestea. Plus 2 ori 3. 6. Și plus una. Deci asta ar fi prima operație. Să vezi cele care îți vor rezulta în urma... care vor fi împărțite peste 3 să facă 4, nu? Și apoi faci... Deci vă spune ce? 4 plus 2 ori 3 plus 1 egal cu 11 și apoi bombane, scrim aici, bombane și apoi facem 11 ori 4 pentru că fiecare acum are 4 bomboane, nu chiar fiecare aproape, deci bomboane care vor fi repartizate la fiecare copil pentru a completa cele 4 bomboane ce vor fi repartizate la 11 copii, da? Vor fi repartizate la 11 copii pentru a completa 4 bomboane. Da? Pentru completarea 4 bomboane. Adică 3 plus 1 egal 4. Ca să înțeleagă tot omul ce ai avut de făcut. Deci, redactăm așa. 4 plus 2 ori 3 plus 1 egal 11 bomboane care vor fi repartizate la cei 11 copii pentru a completa 4 bomboane. Adică 3 plus 1. 3 erau plus 1, 4. Dacă nu scrim așa, nu înțeleg. 3 ori 4 fac 12 sau ce eu știu, 5 cu 6, 11. Nu știu ce să creau de aceea că ne-a făcut treaba asta. Bun. După care? Ce facem? Ori 4. Pentru că fiecare copil vor să aibă fiecare câte 4. Sigur că în momentul ăla câte 4. Acum zice numărul bomboanelor. Va fi. Două puncte. Numărul bomboanelor va fi 4 ori 11. 44. Plus 2. Plus 2. Și la asta trebuie să spunem. Cel care rămâne. Pentru că el are doar 2, nu mai are una plus. Ca să fie foarte clar, 2 ori 1. Da. Adică un singur elev cu două bomboane. Și egal cu 44 plus 2
egal 46 bomboane. Deci 46 de bomboane. Iar cât privește numărul de copii, acesta va fi compus din 11, deci număr, și scriu, 2 copii sunt triști. Adică, în paranteză, n-au nicio bomboană. 2 copii sunt triști, n-au nicio bomboană. Un copil are doar 2. Da? Doar 2 bomboane. Apoi scriu, 11 copii au 4 bomboane. Numărul de copii, numărul total, 11 plus 1, 2, da? Numărul total de copii este 11 plus 1 plus 2. Și dau cu 14 copii. Vedeți? Dacă redactăm așa, când citește cineva, înțelege cum ai gândit. Dar dacă nu mai scrim niște, acolo niște operații, nu înțelege de absolut nimic. Și nu poate să spui, a zis și-o copiat pe la cineva, o văzut și-o pe în față, la colegul său. Dacă mai faci și desenul. Sigur că da. Wow. Păi da, desenul, cu asta trebuie început. Eu cred că în momentul de față am făcut... Să dăm stajul maxim. Da? Maxim, maxim. Sigur că da. Când e oglindă. Ai redactat așa, cu desen, cu asta, vai ce faine. Da, și da, într-adevăr, gândește frumos. Amunit, corect. Super, deci este lucrarea lui. Cred că prin problema asta eu am transmis ceva foarte, foarte important. Când ne așezăm să lucrăm o problemă, trebuie să figurăm de fiecare dată, să ne imaginăm prin niște puncte acolo, ce faci tu, căsuțe, iepuraș, nu știu ce desenezi tu, dar să fii cât mai repede, cerculețe, când mi-a venit, am desenat mult mai ușor, și să facem ca vizual să percepe cât mai bine problema. Da. Și iată și cu culori. Teribil am venit aici și am spus doi din ei cu 3-3 le eliberează și l-am pus deasupra la cei 6 și încă una verdea trece la al 7-lea. Și atunci am completat. Perfect problema. Da? Bun. Sigur, puteam să spun așa, că rămân 4. Uitați așa. Rămân 4 și așa de 4 le-am pus aici, cu așa asta, verde, și atunci, roșu. Și roșu, da. Și atunci este și mai clar că dacă ochiul, da, ochiul... Și că ați înțeles clar, știi? Da, da, da. Asta e toată povestea. Da, trece un alt problemă, te rog. Da. Nu, vreau să mă atacem pata grav în geamă, de-a doua. Problemele sunt astea. 10 copii primesc de la doamna învățătoare. Stop. Lăm-mă. Întâi te faceți cu ecuații. Nu fac asta. A. Vreau să le propun să compună și eu o problemă în genul ăsta. Da? Iau. Compuneți o problemă, schimbând numerele. Da. Compuneți o problemă în varianta asta. Asta la voi acasă. Individual, fiecare acasă, nu acum. Ca temă mai. Da? Ca temă, noi obișnuim și chestia asta. Dacă am înțeles-o bine, facem nu cu numerele astea. Cu alte numere. Și cu alte numere. Deci sunt un număr de bomboane. Dacă le împărțim, chiar, dacă le împărțim câte, câte 4, rămân atâtea. Nu știu câte libere. Dacă le împărțim câte 6, da? Rămân ați copii fără bomboane. Și atunci, aceia copii da, triști. Doar 2 rămân cu puncte... Așa vreau neapărat. Da, neapărat. Ai răbdare. Știi, eu sunt lucrat al mărești. Exact. Da? Facem toate astea. Nu mă avea. Dar acum trebuie să vedem și partea cealaltă. Da. Problema a fost frumoasă. Foarte fain. Și mai ales varianta în care am gândit-o. De logică. Da? Da? Și pe nivelul vostru explicat-o foarte fain. Da. Așa trebuie să... Vă citesc întâi, ca să faceți o idee, da? Da?
10 copii primesc de la doamna învățătoare 7 poezii. Fiecare poezie... Fiecare poezie în câte 6 exemplare. Ce înțelegem noi aici? Pentru că 7 ori 6 e 42. Deci 42. Doamna le-a împărțit celor 10 copii, având grijă ca niciunul să nu primească mai multe exemplare din aceeași poezie. Deci doamna s-a asigurat de lucrul ăsta. Fiecare are de memorat poeziile primite. Să se arate că oricum au fost împărțite, se pot alege măcar 2 copii care, împreună, pot recita toate cele 7 poezii. Deci v-am depășit. Da. Nu-i nimic. Mai citim o dată. Dar 10 ore citim până când înțelegem bine problema, nu se poate. Așa, sigur nu? Că da. Dar o chestie, avem convingerea că o putem face. Sigur că da. Asta este lucrul esențial. Credem în noi, nu? Credem că putem face. Asta este. Super. Da. Deci 10 copii. Lasă, vedem de la început. Lasă întrebarea. 10 copii primesc de la doamna învățătoare 7 poezii. Fiecare poezie. Deci 10 copii. Ia fac ce preț. Iară 10 copii. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primește la doamna învățătoare 7 poezii. Fiecare poezie în câte 6 exemplare. Deci 7 poezii, da? Da. Adică 40 7 poezii, fiecare poezie între 6 exemplare, 7 ori 6, iau 42 de foi, hai să zic, de exemplare. Exact. Da? De poezii. Poezii, 70, da, 42 de poezii. Poezii. Dar atenție, unele din ele sunt în 6 exemplare, adică sunt câte 6. Dacă aș avea acum posibilitatea să am niște foiță, aș putea face chestia practică. Deci eu mă leg totdeauna de partea practică, nu reușesc altfel să gândesc problema. Deci, să zicem așa. Hai să facem problema. 2, 4, 6. Prima poezie. Da. Da? A doua poezie. Aoleu, nu vezi. 2, 4, 6. A doua poezie. 2, 4, 6. A treia poezie. 2, 4, 6. A patra poezie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cincea poezie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A șasea poezie. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6. A șasea poezie. Deci sunt cele 7 poezii, fiecare în câte 6 exemplare. Doamna le-a împărțit, având grijă ca niciunul să nu primească mai multe exemplare din aceeași poezie. Deci, hai să zicem, doamna ia primul set de poezii. Da. Și le dă la primii 6. Deci, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1. Deci am 2, 4, 6. Păi aici trebuie să mă opresc, nu? Deci, prima poezie împarte la primii 6 copii. Acum continuă să dea din cea de-a doua, de-al doilea set. Pe 2, pe 2, pe 2. Știu. Dacă sunt 42 de foi care le are în mână, înseamnă că cam 4 am să dăm, o să dăm, nu? Cam 4 o să dăm la fiecare și 2 o să vedem cum se întâmplă acolo. Deci pe 2. Acum, eu mai am de dat pe 2, nu? Da. Pe 2. Deci pe 2, pe 2, pe 2. Ia să m-am dus la 3 cu 3, 6, da? Da.
Nu, de acolo la pe 1 înainte, la pe 2, cred că era pe 2, nu? E pe 2, domnul profesor, la 2, 4, 6, așa, așa, pe 2. Și acum pe 2. Și atunci ești pe 3. Și acum pe 3 și pe 4. Pe 3. Pe 3. Pe 3. Pe 3. Pe 3. Și atunci. La pe 3. E pui la 2, 4, 6, da? Acum pe 4. Pe 4. Pe 4. Hai să știi de desubt acum. Mi-a ajunge cât am desenat aici. Am înțeles. Fac repartiția asta să vedem ce miese. Urna ordonată pe 4. 4. Tot pe 4 aici, da, nu? Pe 4. Pe 4. Pe 4. Și pe 4 atât. La pe 4. Pe 5. Începe pe 5. Pe 5. 5. Pe 5. Pe 5. Pe 5. Pe 5. Și pe 5. Încă o dată. Și apoi începe pe 6. Am epuizat 6? 2, da. 4, 6, da? Și pe 6, da? Pe 6. Pe 6, pe 6, pe 6, pe 6, 2, 4 și pe 6. Și acum pe 7, pe 7, pe 7, pe 7 și aș mai avea două de pe 7. Unde le pun? La cei doi copii. La primul, la primul copil și la al doilea copil. Ia să vedem ce spune mai departe. Ce spune? Fiecare are de memorat coeficiente primite. Să se arate că oricum au fost împărțite. Fiecare are de memorat doar poeziile pe care le-au primit el. Corect. Deci ăsta bunoară pe 1, pe 2, pe 4 și pe 6. Da. Ăsta pe 1, pe 2, pe 4 și pe 6. Da? Numai ce-au primit el. A, știu. Hai să ne uităm dacă toate... Mai mic, să se arate că oricum au fost împărțite. Se pot alege măcar doi copii care, împreună, pot recita toate cele 7 poezii. Bun. Am înțeles. Da. Dar vreau acum să-mi spui... Încă o dată. Problema încă o dată. Deci, 10 copii primesc de la doamna învățătoare 7 poezii. Fiecare poezie în câte 6 exemplare. Doamna le-a împărțit, având grijă ca niciunul să nu primească mai multe exemplare din aceeași poezie. Deci, să nu, fie, să nu fie un copil care să ajungă pe 7. De 7 pe 7. Da, pe 3 pe 3. Deci le-a împărțit atentă, încât să nu fie un copil cu aceeași poezie de două ori. Da? Deci toți, la dumneavoastră acum toți au câte, câte două, câte 4. 4. Deci sunt, la mine se întâmplă cumva ca pe 4 sau pe 1 să vin de două ori. Nu. Nu. Repartiția e corectă, da? Și mamă, când pe 7 să le pun undeva, aș putea să le pun aici? Da, da. Pe 2. Și acolo, și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. Fără ăștia. Da. Că dacă m-aș duce aici, ar însemna că 62 copii au... Repetă poezii. Deci mă asigură, cu altă cuvinte, să nu mă uit la ăștia. Da. Dar avem doar două. Doar două? Și trebuie să le repartizăm în două, patru, șase poziții. Deci astea două să le repartizez cu atâta dibăcie, cu atâta șmecherie, încât să răspund la partea a doua a problemei. Și spun la partea a doua. Trebuie să se arate că oricum au fost împărțite, se pot alege măcar doi copii care împreună pot recita toate cele 7 poezii. Cei doi copii împreună. Deci, oricum aș, da, oricum aș repartiza pe cele două. În grupul ăsta de 4. De 6. În grupul ăsta de 2, 4, 6. Grupul ăsta de 6. Fie că până aici și aici. Aici, 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 aici. Da. Când mă voi uita, pot descoperi cel puțin doi copii din cei 10 care să fie în stare să aibă toate poeziile. Să recite toate cele 7 poezii. Toate cele 7 poezii. 1, 2, 4, 6. Care împreună pot recita cu 2, 3, 5, 7. Și așa ar fi. Deci aici, 1, 2, 4 și 6 am aici. Ne-ar trebui 3. Ne lipsește 3, 5. 3, 5. Unii vedem 3 și 5. Unii vedem aici. 3, 5 și 7 îl punem noi. Și 7 am pus aici. Da. Dar putem merge prin negație.
Că nu-l putem, nu-l punem aici, punem aici. Aici dacă l-am pune, ar însemna că s-a întâmplat chestia asta. Doi copii, nu? Citesc împreună, ne-am asigurat. Șapte poezii. Da. Noi mergem prin negații. Așa. Presupunem că ori există o situație în care le facem repartiția celor două, că aici e toată povestea. Cele două trebuie spuse undeva din cele șase situații, încât descoperim după ce ne-am plasat doi copii care nu pot citi toate cele șapte poezii. Mm. Deci atenție că logica asta ar fi. Da. Pentru că vrem să arătăm că oricum le-am luat. La așa ne batem cap acum. Normal. Deci am exclus pe ăștia ca să, pe cele două să le plasez pe aici. Că nu le putem repeta, problema spune clar. Da? Da. Doar aici ne concentrăm. Exact. Aici ne concentrăm. Așa. Și din cele șase, doar două poziții putem ocupa. Și punând acele două poziții, ce rămâne, să putem constata că există o situație în care doi copii găsim care nu pot recita. Negația situației. Că așa spune acolo, oricum am luat, oricum i-am luat pe doi copii din ei. Oricum au fost împărțite, se pot alege măcar doi copii. Deci găsim măcar doi, dacă nu găsim chiar trei. Care împreună pot recita toate cele șapte poezii. Da. Deci, hai să zicem aici, am pus-o pe... Pe șapte. Pe șapte. Și mai aveți o dată pe șapte. Și pun aici pe șapte, da? Da. Aici. Punând așa, pe șapte și pe șapte, neapărat de ăștia trebuie să mă aleg. Dar pe șapte trebuie să fie apărut într-una din situații astea. Deci asta și cu toate celelalte trebuie să combin. Deci asta și cu celelalte toate, da, să fie asta și cu una din variantele astea în stare să-mi dea șapte copii. Să-mi dea cele șapte poezii, da, să le recit. Da. Da. Deci există măcar exact, asta. Da, da. Măcar una. Exact. Există două. Chiar două, nu? Da. Poate mai bine. Pentru poziția asta. Pentru poziția asta, când aș, când zice, oricum le-ai repartiza, mai pune, da, tu trebuie să constați că există. Da. Punându-o aici, 1, 3, 4, 6, mi-ar trebui... Asta 2. Și cu celelalte, sau asta și cu celelalte, și să facă împreună. Și sigur trebuie să avem, uite. Deci dacă o pun aici, pe 7, da? Da, unde greșit. Înseamnă că asta și cu celelalte, da, să facă împreună. Asta... Asta și cu asta face? Nu are pe 3. Nu are pe 3, nu? Nu are, nu face. Dar asta și cu asta? Nu, nu face. Ba, are pe 3. Are pe 3. Dar nu are pe 5. Da. Dar asta și cu asta? La atât. Da. Aia și cu aia, aia și cu cealaltă. Dar este. Vreți. Și acum, care vreți? Acum... Asta care a spus-o a treia nu face. Nu face. Bun, dar eu am două. Păstrez pe ăsta. Ăsta fix fixat. Da. Indiferent unde îl pun dincolo. Da. Voi avea tot timpul face șanse, da? Da, da, da. Fiindcă reuniunea dintre asta și asta și cu asta fac tot timpul exact. Până la șase. Uh-huh. Dacă fac până la șase, când îl pun pe șapte, asta e tot secretul. Deci, din astea șase, găsesc măcar două care reunite împreună să facă de la 1 la 6 și pe șapte care o bag eu va fi plasat acolo și completează. Da, că e ok. Și ei cum redactează? Cum niște copii păi, de clasa 4 fac asta? Asta, mecanismul ăsta vreau să-l pun. Păi, dar facem așa și ne gândim, spunem, ne gândim la două posibilități, să zic așa. Povestim un cuvânt, da? Nu, stai să ne gândim. Până când să ne formăm raționament, putem povesti. Dar acum, ca să putem elabora chestia asta, să vedem cum gândim. Să nu se repete cifrele. Și să aibă neapărat și... Nu, am rezolvat-o când nu se repete. Da, asta am... rezolvat-o când mi-a rămas, Alicia, mi-a rămas doar grupul ăsta. Cele două pe șapte trebuie să le plasez într-una din situațiile acestea. Da. Da? Ei, plasarea lor, atenție,
înseamnă că noi urmărim de aici și spunem că până la plasarea astor două, până la plasarea astor două, există în grupajul ăsta cel puțin două, a cărei reuniune, adică punerea la un loc, completează de la pe 1 până la pe 6. Există, există, da? Există, da, 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 există. Există pe a doua, prima, deci și a treia. Deci una... Patria. Una cu cine, cu? Nu, 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 cu cinci, să găsim... Cu cinci și cu șase. Exact. Una cu cinci și cu șase, da? Da. Cu asta, de aici? Da, una cu cinci sau una cu șase. Și una cu șase tot așa de mine, da? Deci am, așa, dar doi cu... Doi cu... Cu alta, trei, mai trei, mi-ar trebui trei și cinci. 2 cu 3 și 5 avem, da. Uitați, a doua cu, tot cu a 5 și cu a 6. Da. Da, deci este vorba de, de posibilitatea de a, de a vedea grupajele câte două. Câte grupaje sunt câte două? Prima cu 2, prima cu 2, 3 și 6. Ar trebui 2 și 5. Eu cu 2 și 5 nu văd niciodată, domnul. 2 cu 5. Da. Ca să o pun pe a treia. A treia are pe 1, pe 3, pe 4, pe 6. 2 și 5 nu are și nu văd nicio combinație 2 cu 5. 2 cu 5, dar nu 3 cu 5. Da, deci am măcar două. Două avem. Da, măcar două. Exact. 3 cu 5 avem acolo la... În partea cealaltă, dar mai pot să mai pun pe 7, că n-are voie să se repede. Păi da, dar bun, dar te pun pe 7 la 3 și poate am urez cu cealaltă din partea cealaltă. Să fac eu așa permutări? Și nu ales cu care din aia, dar nu trebuie, ale nu s-a spus de acum, nu mai am ce faci cu ele, trebuie să le folosești pe alea. Le luăm în cadrul și ăsta? Sigur că da, dar e vorba că nu le pot plasa pe, pe șapte pe aici, că e deja pe șapte. Deci una de aici și cu oricare de astea, care să facă număr complet. Să facă număr complet, șapte, dar una șapte, da, sigur. Păi atunci pe a treia o luăm cu unde e 2 și 5. Chiar și cu, da, cu, aș, cu următoarea, a șaptea, știi? Da. Care 2 și 5, are pe 7, nu-i mai punem ei pe 7. Da. Nu-i mai punem ei pe 7. Da. Da. Nu-i mai punem pe 7 acolo. Cum redactează eu. Aici, aici vă, vreau să, să ajung, dar cu multă grijă. Deci, pe 7 ăsta, cum îi scrii? Încercuim! Punem săgețile care pot să... Și cum scrii? Nu înțelegi, asta profesor, e, nu corectează. Ce numere... Să nu se repete, trebuie să... Nu, 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 că ea trebuie să spun așa. Dintre copii care nu fac nimic... Încearcă, da? Înțeleg, domn profesor. Dintre copii care nu fac nimic și nu redactează nimic, și cel care a figurat toată povestea asta și marchează toată asta și face, interpretează problema, chiar în situația în care nu scrie niște relații care se curgă unele sub altele, un astfel de copil este mai bine punctat decât unul care ar scrie niște relații care, pe care nu le justifică. Da? Deci eu tot insist spunându-vă așa. Chiar am să las problema așa în suspans. Nu o las în suspans. Este o... Numai pentru voi. O las și pentru toată lumea, că acum se întregitează, da? Este cameră, tot. O las așa pentru că s-ar putea, și mă sigur voi primi rezolvarea, și să o primim cu fiecare, că se scriu mesaje. Domnul profesor, acolo trebuie făcut așa, așa, uitați cum am gândit noi, nu știu ce. Incit cu chestia asta. Da? Deci este treaba pe care o las așa, apropo de redactare. Da? Apropo de redactare. Până data viitoare, ne gândim ce redactăm, cum facem aici, ce facem. Lăsăm vizualizarea asta, care gândim complementară, ce anume vedem ca să poată să, să fie pus pe hârtie încât să fie înțeles de respectiv. Da? Deci pentru toată lumea lasă așa. Este momentul cel... Se amintește că făceam chestiile astea. Da. Data viitoare vedem, da, soluții. Vedem câte soluții găsim, care sunt variantele, cum redactăm, ce, ce gândim. Nu lăsăm repede. Finalizăm acum. De ce nu? Este lecție deschisă. Cine ne grăbește? Da, ne gândim. Nu ne grăbește nimeni. Pe șapte astea, unde îi punem? Da, 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 toată povestea. Și citim problema o dată, de două, de șapte ori, până când înțelegem. Pentru că numai așa, când ești odihnit, când ai venit la joacă și nu știu ce, și deodată te întorci la probleme, ia să văd ce fac acum. Vă uitați pe film, că o să apară, da, până luni, da, 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 filmul pe Google, îl dați Cristi repede să-l pună. Da, da, seara să-l pune. Da, facem sinteza? Da, 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 da. Păi da, vă urmăriți acolo cum vorbiți, pa.
A venit clasa 7-a, domnul. Se aude? Da, se aude. Tocmai de ce mă întind așa și fac două lucruri foarte importante. Chestia de a antrena pe mai multă lume, una, și să intrăm în lecție cu celălalt, deci că așteaptă și mă presează. Da? Da? Deci facem așa. Iar a stat pe baterie. A stat pe baterie? Și s-a oprit acum? Nu, nu acum se oprește. Faceți ceva. Trage sau nu-i bine așa? Bine că nu s-a oprit. Așa. Sinteza zilei, ce facem mai astăzi? Ce am făcut astăzi? Problema aceea prima problemă aceea care am făcut o problemă cu niște copii cu bomboane. Nu, 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 cea exercițiu ăla dat de tine. 2 4 Da, 2 Dar nu, nu trebuie să o punem. Cum o formulăm? Ce e aia? Am scos A-ul și am scos A-ul, B-ul, C-ul, D-ul. Ah, problema aceea frumoasă, domn profesor. Problemă de numărare. Da? Problema de numărare. 2. Am făcut problema aceea cu niște copii, cu bomboanele care noi am făcut un desen. Da. Să zicem metodă figurativă. Da. Da? Am făcut un fel metoda figurativă. Da? Deci metoda figurativă. Și această problemă i-ar fi pusă într-o poziție de... De logică, mie mi se pare da. Așa. Asta a fost a treia problemă. Da. Așa, a treia problemă. Nu-i de logică. Da, 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 cum să-i zicem noi. Voi la clasă nu aveți... problema asta ca metodă, nu e ceva clasic. Au și de logică în culegere la 4, au cu metoda asta. Așa scrie probleme de logică? Da. Uite. Bine. Așa. O problemă. Probleme de logică și perspicacitate. De logică, da. Da, e o problemă care e dat. Da. Probleme de logică. Din perspicacitate. Să rog, o da. Asta o lucrăm aici, iubita, nu? Dacă vii aici, o lucrăm aici, nu? Deci, rămâne să ne vedem. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!